Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Eu sunt Dan, astăzi sunt printre mașini și încerc să aflu răspunsul la întrebarea: bă, merită să-ți iei un X1 de prin 2018 sau mai bine să te dedai la un X3? Ca să răspund la întrebarea asta, o să ne uităm astăzi împreună cu colegul meu Radu, care tocmai testează mașina în spatele meu, la acest BMW X1. Înainte să vă povestesc despre ce mașină este vorba și să ne apucăm de testare, vreau să vă mulțumesc că ne sunteți clienți, mulțumesc că ne sunteți subscriberi. Dacă vreți să deveniți clienții noștri și să verificăm mașini pentru voi atât în România, în altă localitate, la noi la atelier, la parcuri auto, la Samsar, la persoane fizice, tot ce trebuie să faceți este să ne scrieți pe WhatsApp la numărul ăsta și o să vă dăm toate detaliile pentru a colabora cu noi. Bun, acestea fiind spuse, hai să dăm drumul la treabă. Dragilor, asta e mașina, un BMW X1 din 2018. Este varianta mai slab echipată de 150 de cai, 2 litri diesel, B47. Despre motorizarea asta am făcut un întreg episod, îl găsiți la noi pe canal. Are o cutie automată, dar care nu este de la ZF, și un sistem 4x4, dar care nu este ca la fostul X1. Deci este un alt fel de X1. O să intru în detalii un pic mai târziu în clip. Mașina asta costă 24.000 de euro, are 111.000 de kilometri. Cum vi se pare până acum? Mie mi se pare că versiunea asta de X1 este aproape ca un X3. Deci dacă era un pic mai pătrățoasă în spate, era ca un X3. Și varianta asta de echipare, mie mi se pare că arată premium, arată aproape ca un X5 mai mic. Deci e destul de high class așa, farurile astea arată super bine, ornamentele astea, roțile arată super, ornamentul ăsta cromat așa, pur și simplu. Nu-ți dă impresia că ar fi o mașină mai ieftină sau un BMW mai ieftin. Mașina asta este ex-leasing și m-aș aștepta să aibă tot felul de revopsiri și avem așa. Bară spate, asta este plastic, a fost revopsită, n-am cum să-mi dau seama cu testerul dacă a fost și schimbată sau doar revopsită. Asta este vopsea originală și mai avem așa, aici, asta este, toată ușa asta este revopsită, ușa stângă față este revopsită, nu știu dacă se vede, uite aici, astea-s mizerii în vopsea, sper că le surprinde camera, dar bine, nu-i ceva nasol, dar există. Așa, aule, uite, aici e o neglijență în service, asta a fost revopsită, capotă motor revopsită, parbrizul înlocuit, neoriginal, atenție, bară față, farurile par ok, dacă or fi avut ceva, or fi avut ceva mai de mult. Așa, iar pe partea dreaptă a mașinii avem ca revopsiri ușa asta, deci ușa dreaptă spate și aripă dreapta spate. Undeva trebuie să fie o pierdere pe aici, dar nu se vede foarte bine. Dar cam astea sunt revopsirile. Mașina asta față de versiunile precedente ale BMW-ului este și cu sistem AdBlue și asta înseamnă problemele specifice AdBlue. Era bine să nu fie cu AdBlue, dar nu, e cu AdBlue. Bun, așa arată și raportul Car Vertical cu noul logo, nou tip de raport, furt. Aici e unul care fură așa. Contor de parcurs, daune, lucruri de știut. Este o gamă de SUV-uri, motoare, 2 litri, pam, informații. Interesant că sunt informațiile astea. Bun, așa a venit mașina. Avem și poze, opa. Plus 87 de poze. Mă, informațiile astea ne ajută. Vedem cum a fost cumpărată mașina, de unde a fost cumpărată. Vedem poze cu talonul, mici daune, adică este chiar super, super folositor raportul ăsta. Așa, mai departe, furt, n-a fost furat, X1-ul ăsta arată mai mult. Avem câteva lucruri despre kilometraj și ne ajută. Vedem că este în creștere, ok. 2023, 111.000, cât are și acum, în a doua. Și acum suntem în luna mai, când filmăm. Îmi place că noile rapoarte Car Vertical spun și de unde au făcut rost de date. Din baza de date RAR, ITP-ul este valabil, daune 9.000 de lei. Daune 1.400, nu știu cât de lei, și 24.000 de lei.
părți exterioare ale caroseriei. Și aici, părți exterioare ale caroseriei, sistem direcție, sistem suspensie, 9000 de lei, doar atât, miramaș. Bun, hai să vedem cum arată efectiv în realitate mașina. Bun raportul. Ăștia aici în raportul Car Vertical au trecut și plaf bine, au pus acoperiș, structură, dar noi ne-am uitat cu testerul și ăsta are vopsea originală. Acum, treaba este cu rapoartele astea, că tot timpul trebuie interpretate, pentru că ca să interpretezi corect un raport de ăsta, trebuie să știi și cum se lucrează în service, ce repere se trec, cum se deschid ordinele astea de reparație, cum se comunică cu asigurătorul. O ciudățenie ieftină la BMW-ul ăsta X1 este că pe spate are un bec, frate. Deci pe față are LED și pe spate are un bec. Ia uite, e un bec, bec. Bec de frână. Bec. Bine, se vede, dar nu pare așa de expensiv. Dacă mașina are, să zicem, caseta de direcție schimbată sau amortizoare schimbate, nici noi, nici BMW, nici tu, nici mama Omida n-are cum să le vadă, pentru că din 2018 până acum a trecut ceva timp. Deci n-am avea cum să vedem fizic pe mașină daunele astea, pentru că piesele, nu știu, au corodat. Și atunci nu mai e cum să-ți dai seama de așa ceva. Asta este... Da, n-ai cum, nici eu, nici BMW. Totodată, dacă farurile, dacă mașina a avut dauna asta în 2018 și farurile sunt schimbate în 2018, stickerul acela de pe far o să fie tot 2018. Și atunci eu, când vin în 2023 și verific mașina, o să constat că stickerul este din 2018 și mașina e din 2018. Și atunci eu n-am cum să-mi dau seama, nici eu, nici tu, nici BMW, nici altcineva, că farurile alea efectiv au fost înlocuite. Deci aici nu știu. Ce ziceam mai devreme, stickerul ăsta apare diferit de ăla la altul, să vedeți imediat. Ăsta este din a treia 2018 farul ăsta, iar aici avem un pic alt layout și ăsta este din a cincea 2018. Mașina este înscrisă prima dată în circulație, conform talonului, în luna a șasea 2018, dar bine, n-a fost produsă în a șasea 2018 și având în vedere că farul ăsta este chiar luna a cincea, și durează mai, nu știu, nu durează doar o lună, a zice că farul ăsta este schimbat și asta ar explica și dauna aia acolo de vreo 9000 și ceva de lei, pentru că un fărulău de ăsta e scump. Dragilor, pe partea de roți avem cauciucuri 225/50R18, avem discuri bune, plăcuțe bune și astea sunt niște cauciucuri de iarnă. Bine, acum vine vara, încă nu știu dotul. Iar pe spate, la fel, avem discuri bune, cauciucuri bune și nu se vede dotul. Probabil e în interior sau o să văd pe cealaltă parte. Nu suntem la noi la atelier să o ridicăm pe elevator, dar mașina arată bine pe dedesubt. Se vede un diferențial acolo, dar sistemul acesta este foarte diferit de sistemul BMW convențional. Versiunea precedentă era o mașină cu tracțiune spate, cu o cutie de transfer și două cardane. Un cardan care merge de la cutia de transfer până la diferențial și un alt cardan mai scurt care mergea prin stânga a cutiei de transfer înspre grupul față. Versiunea asta are un motor montat transversal, nu longitudinal. Are o cutie de viteze de la iSyn, o să vorbim și despre asta imediat. Și în principiu este o mașină cu tracțiune față și are un cardan și un diferențial spate. Ele sunt controlate electronic. Mașina mergând mai mult cu partea de tracțiune față și la nevoie intervine spatele. Ăsta este un sistem care se găsește pe mult mai multe mașini. Nu știu de ce BMW a decis să facă asta. Poate montând motorul transversal a câștigat ceva spațiu la interior. Sistemul vechi mi se pare că era mai ok și se și putea lucra ceva mai ușor la sistemul ăsta, unde ai mai mult spațiu în jurul motorului. O să vedeți la motor, este destul de puțin spațiu. Și dacă tot ajungem la motor, hai să ne uităm la el. Bun, așa arată motorul ăsta. V-am zis, aglomerățel aici. Are un avantaj, anume că poți să vezi lanțul de distribuție. Aici este și capacul de la ulei. Deci acolo se vede lanțul. Ăsta e senzorul de presiune de pe admisie. Ăsta l-am dat noi jos și na, dacă ăsta este îmbuxit, pot să estimez că și galeria de admisie ar fi și ea îmbuxită.
Și un alt avantaj la setup-ul ăsta este că pompa de apă nu este pe partea cu distribuția și dacă ai probleme la pompa de apă, nu mai trebuie să umbli și la distribuție. Deci, bine, dar îmi imaginez că este greu de lucrat la motorul ăsta, sincer. Eu nu mi-aș dori să am mașina asta, să mi se strice și să trebuiască să lucrez la ea sau să o demontez. Nu știu cum ajungi. E... Trebuie scoasă toată partea asta, cu bara asta de torsiune, toată grila și atunci ai acces și în spate la turbo. Da, dacă ai de desfăcut pe aici... Desfaci din tampoane, o lași mai jos, o ridici. Da, adică... Nu. Față de un seria 3 din 2016, unde ai motorul aici și mult spațiu în stânga, mult spațiu în dreapta, mi se pare că manopera pentru orice la BMW ăsta o să fie mai scumpă. Bun, noi avem un episod special filmat fix despre motorizarea asta, așa că puteți să urmăriți episodul, nu știu, vă las un link aici. Hai să trecem mai departe că nu prea mai avem timp. Bun, trecem la interior și mașina asta de 24.000 de euro are cameră pe marș arier și un portbagaj destul de mare. Nu e ca la un X3, dar are și spațiul ăsta aici. Bă, e mare, este mult loc. Îmi place. Are o priză acolo. Și uite ce repede se închide. Mamă, ce repede se închide! În spate aici este spațiu, e un tunel median, evident, pentru că există un cardan acolo, dar este un spațiu fain în care să stai destul de ok. Și ce ne interesează pe noi foarte mult este cum se stă în față. Primul lucru pe care pot să-l observ la fix mașina asta este că volanul, volanul ăsta sigur a fost recondiționat, pentru că arată a fi într-o stare prea bună. Are ceva uzură aici, bine, nu se vede că este lumina asta aici, dar acolo are un pic altă textură. Dar arată ca un volan nou. Ceasurile astea, display-ul ăsta se vede bine. Pur și simplu arată bine. Și ce este destul de interesant la mașina asta este că este destul de bine antifonată. Așa, per total, este un spațiu foarte fain în care să stai. Are și niște opțiuni de siguranță, uite, are collision warning, lane departure warning, pentru BMW-ști este important. Era fain să fie navigația asta mai mare, dar este ok și asta, communication, connected drive, my vehicle, vehicle status, are service history, toate reviziile făcute în aceeași reprezentanță BMW. 31520, nu știu care e asta. Dacă știți voi care e 31520, să îmi spuneți, vă rog frumos. Are scaune încălzite care funcționează. Bă, asta este o mașină mișto, nu este o mașină nasoală. Iar volanul, chiar dacă nu arată foarte frumos, are mult spațiu în spate aici, are o teșitură și poți să-l ții bine în mână, în ciuda bucății acestea, care este destul de groasă. Opa, cred că îmi ia foc fundul. Așa că hai să mergem cu mașina să vedem cum stă pe drum. O să o conducă Radu, eu o să stau în dreapta pentru că mi-am uitat GoPro-ul. Dragilor, mașina asta se simte super mișto la condus. Eu acum stau așa în dreapta, Radu turează. Ai închis capotul, da? Da. Se simte foarte mișto, adică... Da, nu e 190. Dar se simte. Nu sunt 190. Nu sunt 190 de cai, dar se simte mai bine ca motorul de 150 de cai de pe Mazda. A plecat foarte bine. Și vezi că trebuie să punem frână, Radu. Nu știu. 8,7 secunde? Da. Deci pare ok și pe amortizoare. Da. Modele și flanșele. Dragilor, tocmai ce ne-am întors din drive test și acum trebuie să ne punem următoarea întrebare. Și anume, ați dat 24.000 de euro pe mașina aceasta? Și dacă da, de ce? Și dacă nu, de ce?
Bă, cu 24.000 de euro poți să-ți cumperi un BMW seria 5, dacă vrei să mergi mai mult la drum lung. Cu 24.000 de euro poți să-ți cumperi și alte mașini. De exemplu, cu 24.000 poți să-ți cumperi o Mazda CX-30, tot automată, cu motorul de 2 litri benzină, 150 de cai, tot un 4x4. Cred că poate ar fi ceva mai scumpă. Cred că Mazda CX-30 este puțin mai mare decât mașina asta, dar ăsta este un diesel, aia este o benzină și benzina de la Mazda are reputația de fiabilitate. Cu 24.000 poți să-ți cumperi foarte multe mașini. De exemplu, știați că poți să-ți cumperi un Audi A6 din 2007-2008 cu sub 5.000 de euro și ai motorul de 3 litri diesel. Așa că până la urmă, în răspunsul vostru trebuie să vă gândiți la o mașină similară cu care să o comparați pe asta, având în vedere că asta vine și cu garanție de 2 ani de la dealer. Și, na, ce ziceți? Ați dat banii sau nu ați dat banii? Pe tester, a doua oară când am scanat, a rezultat o singură eroare pe cheia de rezervă care ne arăta că rămâne fără baterie. Dar, per total, eu mi-aș cumpăra mașina asta, dar nu cu banii ăștia, nu știu, pare scumpă. Domne, e scump, dincolo era mai ieftin. Și cu această lozincă românească vreau să închei acest episod. Dragilor, mulțumesc că urmăriți Mașina Potrivită pe YouTube și ne urmăriți poate și pe Facebook și pe Instagram. Apropo, câți dintre cei de pe YouTube ne urmăresc și pe Facebook și Instagram? Sunt foarte curios. Mulțumesc că ne sunteți subscriber, mulțumesc că ne sunteți clienți și până la episodul viitor din acest BMW X1, în care mă simt foarte bine. V-am salutat! Pa, pa! Și acum, stând în spate, încercând să filmez câteva cadre interesante, m-am gândit, bă, eu stai că n-am răspuns la întrebarea pe care am pus-o eu inițial. Merită mai degrabă un X3? Sau mai bine X1 ăsta? Bă, nu știu ce aș face. Cred că mai degrabă un X3. Dar dacă ar fi X3 2 litri diesel, aș vrea să cumpăr mai degrabă motorul cu două turbine, cel de 231 de cai. Ce părere aveți de asta? Joacă pe asta!